O artistă care a trăit în artă și pentru artă. Astfel este apreciată regretata pictoriță Eleonora Romanescu, care ar fi împlinit în această lună 95 de ani de la naștere. Cu acest prilej, la Muzeul Național de Artă al Moldovei a fost inaugurată o expoziție, eveniment, un prilej deosebit pentru iubitorii de cultură de a se reîntâlni cu picturile unei artiste și generația de aur a maestrilor de la noi. În timpul vieții, odată la 5 ani, regretata pictoriță Eleonora Romanescu scotea în lumea rodul muncii în atelierul de creație. Era fericită și nerăbdătoare să vadă reacția privitorilor. Noi, de fapt, cu expozițiile dăm un examen. Sunt expuse în această expoziție lucrări începând de prin anii 50, terminând cu anul 2011. Sunt foarte emoționată, e atâta lume, a venit consătenii mei. Evenimentul Eleonora Romanescu, 95 de ani de la naștere, este prima mare expoziție fără prezența fizică a regretatei doamne a culorilor, dar cu mai multe surprize chiar pentru cei care îi cunosc bine creația. În această expoziție am încercat să aducem o serie de lucrări mai puțin cunoscute publicului și să construim o expoziție inedită. În acest sens, ne-am orientat către o serie de autoportrete. Nu știam că Eleonora Romanescu are atât de multe portrete. A făcut o pictură care parcă era incomodă la un moment dat, atunci pe timpurile mai puțin favorabile pentru pictură. O pictură cu multă culoare, multă lumină, mai ales în peizaje. Portretele sunt cam altfel și cred că asta e surpriza expoziției. Ceea ce am văzut astăzi în expoziție m-a frapat, mai ales autoportretele sale, pe care ea le-a pictat după o anumită perioadă de timp, pe parcursul a cât? 30-40 de ani. Majoritatea din aceste portrete sunt expuse aici pentru prima dată. Trebuie să ne mândrim că am avut o asemenea pictoriță și trebuie, într-adevăr, să promovăm creațiile sale. În expoziție sunt prezentate lucrări din patrimoniul muzeului, iar cele mai puțin cunoscute sunt din colecția familiei. A idoma unei sincere declarații de dragoste pentru frumusețea meleagului natal sunt peisajele realizate de Eleonora Romanescu. Peisajele Eleonora Romanescu au un specific aparte. O compoziție foarte integră, cu un colorit decorativ, prin contrast. Și în toată cromatica asta, este o armonie pe care puteți să simte numai o persoană care a crescut în codri, în codrile oșenilor și dragoste pentru care a purtat-o mereu în suflet. Eleonora Romanescu este și o punte de legătură între pictura românească de epocă și devotamentul ei a arătat acest lucru până la ultima zi. Pictorița s-a născut la 26 aprilie 1926 la Leușeni, Telenești. A lucrat restaurator la Muzeul Național de Artă, a îndrumat cu generozitate tinerele talente, iar pictura, munca în atelier au fost sensul unei vieți dăruite artei. S-a bucurat de cele mai înalte distincții ale statului, de aprecierea confraților de penel și admirația iubitorilor de frumos. Eleonora Romanescu a decedat în 2019 la vârsta de 93 de ani.